Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod și un nou joc și o nouă carieră American Truck Simulator Real Life. Suntem cu Johnny de această dată. Salutare, Johnny! Salut, băi, salut, salut! Am început această carieră pe un live, nu știu exact când o să postez episodul ăsta. Am făcut live duminică seara și am început această carieră și din câte se vede aici, am plecat din San Francisco, am fost în Truche, Ukiah, Eureka și acum ne ducem spre Coast Bay. Pe live am jucat și alături de Doc, dar nu este prezent acum alături de noi. Deci această serie o să fie una real life, fără alte vrăjeli. O să adăugăm moduri, avem moduri și acum, dar avem puține, în jur de 5. Dar pe parcurs o să mai adăugăm și o să fie o serie real life în care o să mai vină și Doc, poate și Alex, Johnny și poate uneori chiar o să filmez singur. Nu știu, sigur, o să vedem la momentul oportun. Este o cursă de 389 de kilometri. Și avem camioanele astea care sunt fai de viața mea, dar am umblat eu aici la setări, mă băieți, și se pare că am făcut o prostie. Dă să dăm astea așa. Și trebuie să caut eu astea de aici. Bun. Asta era. Așa. Și haideți să dăm puțin, nu știu cum să dau sunetul ăsta mai mic, mai mare, habar nu am. Ia să vedem dacă totul e ok. Sper să fie ok. Hai să accelerăm așa. Se aude, se aude binișor. Suntem cu camioanele astea gigantice americane, băieți, aici. Și o să fie destul de greu să ne obișnuim cu ele. Am avut probleme acolo și pe live. Johnny deja este în față. Sunt frumoase, asta e adevărat, sunt foarte frumoase, însă ansamblul este foarte, foarte mare. Nu este ca și atunci când am fi pe Eurotrack, acolo sunt mai micuțe. Pe tine te trimite. Ce faci, unde-i? Pe mine pe aici mă dă GPS-ul. Pe tine tot înainte? Da, fac stânga aici. Bun. Deci o să conducem regulamentar. Na, dacă o să mai întâmple vreun accident din cauza altora, să fie primit. Să fie primit și nu prea, că rămânem fără bani. Avem 11.800 de euro. Johnny, parcă știa că ai 15.000, nu? 16.000. 16.000 are Johnny. Oricum, prima lui cursă a fost destul de măricică. Nu oprește la stop, nu face nimic. Ba da, am oprit. Da, e oprit. Dacă în realitate nu pare. Tirurile sunt mai slăbuțe din punct de vedere al cailor. De ce ai pus mă frână? Păi, nu vezi semaforul jupând? Nu văd, că eu n-am vizibilitate până acolo. Trebuie să dau din exterior să văd semaforul. Transportăm panouri USB 16 tone, băie, și camionul meu are în jur de 500 de cai. Este un camion așa mai... 370. De? 370 de cai am luat țeapă. 370? Uh-huh. Dar în spate zici că e dormitor, să-mi bag picioarele dacă nu. Masă, pat, ce vorbești? Încă ăsta e minciună, am văzut altele în care ai și sufrageria după tine. E nebunie, e nebunie cu camioanele astea americane. Dăm așa ușurel după Johnny. Să spuneți idei de moduri dacă știți, dacă vreți ceva anume să adăugăm în această serie, lăsați în rubrica de comentarii și desigur lăsați în rubrica de comentarii dacă vreți să o continuăm și dacă vreți să facem ceva frumos de aici, cum am eu seria aia de Real Life Single Player pe Eurotrack, unde mai am vreo două episoade dacă nu mă înșel și ajung la 150. Și am văzut că în ultima, mamă, trebuie să măresc puțin asta, mă. Mod de joc, aici e oare? Unde e? Da, e jale. Intensitate. Unde e, mă, că nu o găsesc? Stabilitate, intensitate, frână, asta e. Mai crește puțin, că e jale. Nu frânează aproape deloc, ești nebun la cap. Nu s-a făcut, mă, verde? Gata, s-a făcut. Și o să ne cumpărăm și camioane, evident, dar când o să ajungem la bănuții necesare, o să facem și împrumut în bancă când o să fie cazul. Și în principiu prima dată nu o să vreau camion de pe internet, vreau camioane din joc pentru că eu nu le-am condus și aș vrea să le descoper, să văd așa cum sunt. Mamă, dar au pus la semafoare, nebun, niște. Bă, și eu, semafor după, dar este orașul ăla unde am stat și pe live. Tot în orașul ăsta eram. E jale. Până ieșim din oraș, până aici. Da, până ieșim din oraș, oricum aici am văzut că limita este de 105, nu este de 90 ca pe Eurotrack. Jucăm cu limitator. Na, acum sper să prindă episodul. Pe live am văzut acolo că v-a plăcut. Aproximativ 100 de persoane când am închis live-ul au vizionat live-ul. Peste 20 de like-uri, a fost undeva la 25.
Să sperăm că strângem la acest episod măcar 30, 30 ar fi minimum. Suntem aproape 1100 de bărbați puternici, deci 1100 de like-uri. 30 de like-uri, eu zic că ar trebui să fie easy peasy, dar acum na. O să urmeze și episod în continuare de Contraband, pentru că vreau să termin și Contraband Police. O să mai dăm o șansă și la Bigfoot. O să revenim cu un episod de Bigfoot, probabil cât de curând, ca să văd acolo cum mai e treaba, pentru că primul a scârțit. Surpriza de plăcut a fost la The Long Drive, că primul episod pot să zic a prins foarte bine, iar ultimul nu prea dezamăgitor. Dar o să vedem, noi ne ocupăm momentan de cariera aceasta și cum am zis, sper să vă placă. Sper să vă placă, pentru că eu chiar îmi doresc să fac această carieră, să descoper America. Pentru că nu am jucat, în afară de alea 5-6 episoade de la începutul canalului, eu chiar nu am jucat deloc American Drag. Să nu zic că cineva că poate am jucat off-camera. Nu am jucat nici off-camera. Tot ce am jucat a fost și este, cred, în continuare pe canal. Am mai șters eu niște videoclipuri care au fost foarte, foarte moarte, adică sub 20 de vizualizări, încă de pe la începutul canalului. Ele le-am șters. Dar în rest nu am șters absolut nimic de pe canal și ele au fost destul de puține, sincer. Câteva, nu știu exact câte, vreo 20, ceva de genul. Eu am foarte multe episoade, videoclipuri postate undeva la 600 și, pentru că de vreo 2-3 luni, 3 luni cred că de zile postez 2 clipuri pe zi. Am și destule live-uri și se adună acolo la videoclipuri totale, dar ușor, ușor o să mai facem și curățenie, pentru că videoclipurile care nu sunt vizionate în timp, nu au rost să le ținem. Nu știu ce vrea să facă ăsta, merge destul de încet ăsta cu autobuzul. Merge destul de bine, Carmen. Te-am periculoasă de pus. Care, aia de atunci? Uh-huh. De mai devreme? Uh-huh. Bă, trebuie să fac dreapta aici? Nu. Păi de ce m-a băgat pe aici? Pe mine pe aici m-a băgat. Dar nu contează, mi se pare că nu contează. Nu, cred că am evitat vreun filtru de poliție. De ce m-a băgat, mă, GPS-ul pe aici? Nu trebuia, că mă scoate iar la strada principală. Mi-a dat și 500 de euro amendă poliția, dar nu știu de unde. Hai că am evitat filtrul, dacă e. Pe acolo cred că era filtru. Unde era, mă, poliția? Nu știu că ne-am primit, nu știu cum primiște. Doamne, bă, tu ți-ai oprit alea, cred că. Nu le-am pornit. Dar nu primez. Tu unde era mașina de poliție atunci? 500 de euro mi-a dat amendă. Te ars un pic. Doamne ferește. Văd peisaje noi, adică și parcările sunt diferite față de American, de Eurotrack. Sunt foarte multe chestii noi. Deci dacă nu ați jucat, eu zic că merită să îl încercați. Ba, am mașina aici lângă mine? Nu am. Mamă. Gata, s-a pus stop. Cred că am mașina aici în scurt, în unghiul mort. Ia, hai că se frânează aici. Hai că se frânează aici. Am o cursă destul de lungă. Acum sper să o terminăm până în 30 de minute, sincer. Dar la cum mergem nu prea văd eu șanse. Am lăsat durația acolo până am ieșit din oraș. Problema ar fi că nu prea vă uitați voi la episoade mai lungi de 20 de minute. Deci 20 de minute ar fi maximum posibil. Acum la episoadele, la unele episoade nu prea putem să ne... Nu prea pot să mă ating eu de chestia asta. Mai trec și mai ating și uneori chiar depășesc 30 de minute. Dar na, asta mă uit pe statistici. La câte minute vă uitați voi dintr-un videoclip. Și tot pe statistici am văzut că 62 sau 63% din cei care vizionează clipurile nu sunt abonați. Deci băieți, dacă vă place ce vedeți, dați și voi un subscribe acolo. Să ne adunăm cât mai repede 1100 de persoane. Suntem 1074, dacă nu mă înșel, la ora în care filmez eu videoclipul. Mai să mă bag pe dreapta, dar tu pe unde ești? În spate, că urcă gâfâietul ăsta. Merge așa greu? E mort, ce? Îmi plac parcările astea cum sunt făcute pe aici, pe lateral, așa, scoase din afara părții carosabile. Nu am vizibilitate să depășesc. Mai pune și frână.
Aoleu, dacă știam eu nu-l depășeam pe ăsta. E dublă continuă? Unde se depășește? Nu, aici nu e dublă continuă. Îți dă altă senzație când conduci camionul ăsta, nu știu. Dacă tot am condus pe Eurotruck, e diferit, sincer. E diferit, se simte ceva diferit. Oricum, cum am zis și la început, și ansamblul este mai mare. Și ai șanse mult mai mari să prinzi și remorci în tandem aici față de Eurotruck. În Eurotruck sunt destul de rare remorcile în tandem, la curse rapide mă refer. Dar și la bursă, la bursa de transport, sunt rare cazurile când prinzi tandemuri. Se pune frână, se pune la greu. Are de-a butoane camionul ăsta de zici că e avion. Navă spațială. Da, zici că e avion. Mai lipsește o din aia în care lași urbățile și le ridici. O manetă din aia. E jale. Este ora 7 seara, băieți. O să încerc pe cât posibil să nu fac clipuri pe timp de noapte, că am văzut că nu prea vă plac și nici nu prea se vede mare chestie. Tocmai de asta, mă rog, această cursă o să fie cam problematică din punctul meu de vedere, că e destul de târziu ori. E 7 și noi mai avem 240 de km până la destinație. Asta este o mică mare problemă, dar sper să ne descurcăm. Măcar să mai facem 150 de km până se întunecă definitiv. Iar după o să mă pun eu la somn, cu tot că pe următoarea cursă o să-mi dea întârziat. Dar am văzut acolo că dacă aș dormi o singură dată undeva la 500 de euro, 600 maximum mi-ar lua dintr-o eventuală cursă. Bine, și că nu avem treabă cu motorina, nu avem treabă cu damage-ul în caz că luăm. Eu sper să nu luăm. Nu am avut accidente nici pe live, momentan nici acum. Adică chestii din astea, că l-am atins pe unul. Ia mă, ce e ăla, mă? What? Ce e aici, mă? Magic 3. Și aici, mă? Stai că vin, mă. E unul cu un tower. E ceva locație turistică, probabil. Se vede acolo, pe dreapta. Deci, vedeți? Băi, ești nebun. Da, chestii noi față de Eurotruck. Ce frână pune să cu tirul din fața mea? Se lucrează, pe aici mă, se defrișează, se lucrează, au, uite, ăștia fac poze. A venit românii defrișatul și aici, nu? Da, copaci pe aici, pe marginea drumului, oamenii fac poze. Cursă destul de lungă însă am luat din punctul meu de vedere, cred că ne-am cam întins. Ne-am cam întins cu kilometri pe cursa asta. Are botul ăsta lung, camionul, și nu prea sunt obișnuit momentan, și la curbe, și când virez, trebuie să fiu foarte atent, să le iau mult mai în larg decât de obicei. Se lasă ușor, ușor seara. Mă rog, fără un sfert. Mamă, ce coadă e. Unde mă, că ești la două benzi la mine. La intersecția asta, mamă, ce coadă e. Stau o oră aici. Eu n-am prins coadă. La mine e full. Că nu se bagă ăștia. Depășește în caz de ceva. Dacă vezi Nu chiar ai. că nu se mișcă deloc. Ea n-ai Stai să cum, vezi că că vin ăsta intră în continuu. fața mea. Să vezi dacă nu ăsta mă ciupește. Era sigur. Noroc că l-am evitat eu. Fix aceeași chestie aici pe Eurotruck cu NPC-urile astea. Ce e aici, mă? A stat de pe unul să facă stânga full. Aoleu, am venit să înjur. Bă, dar e un semn aici, eu nu am mai văzut semnul ăsta. Trebuia să mă bag puțin acolo să văd despre ce e vorba, de pe contrasens. O să ajungi la ceva cu verde, cu două frunzulițe sau nu înțeleg ce e. Păi Welcome to ajung eu. Oregon. Mai am 160, tu cât mai ai? 200. What? Eu merg, da, dar merg regulamentar. Da, Păi ce și eu mai vrei? regulamentar, n-am depășit. Da, dar gen hardcore regulamentar, ești nebun? Adică?
Adică ca lumea, ca lumea, nu mă bag la depășit, nu. Păi da, nici eu n-am depășit, că n-am avut pe cine. Bă, da, ce Am mers peisaje slăgite, frumoase. dacă mergeam românești, eram în vecini. A, dar nu depășiri pe linia de urgență, pe banda de urgență și... și eu, pe o frână, multă. Sunt pe niște serpentine acum eu. Merg cu 50 la oră. Ce ar trebui să mai... să vii mai din urmă, mai ales că acolo știu că mergi la două benzi. Nu știu acolo ce e cu chestia aia, zic că ai mai jucat American Truck, ce e chestia aia? Semnul ăla acolo unde intri. O să ai un semn mai în față. Ceva cu verde, cu... nu înțeleg ce e acolo. Alimentezi ceva la camion sau ce e acolo? Bine am ajuns, te anunț eu. Eu nu l-am mai nu văzut. Nu știu ce e ăla, recycle. Recycle bin, ce e? Garaj, ce este? Nu cred a, că nu e... mă, e... ce? Nu știu ce e sau... nu știu. Nici eu nu știu de asta, eu nu l-am mai văzut, e prima dată când îl văd. Bar nu am cu ce se mănâncă. Bă, da, mergem pe naționale, dacă nu... Ma pe naționale a mers cursa asta, puțin în la două benzi. Iar pe viitor, băieți, cu cât dacă o să facem, evident, o carieră mai lungă, o carieră mai mare, o să adăugăm și combo-uri de hărți. Momentan ne-am axat doar pe promoți, dar în caz că vedem că cam termină harta și posibilități, o să adăugăm, pentru că m-am interesat și am văzut acolo că se pot crea niște combo-uri super interesante și pe American Truck. Am văzut chiar și hărți din alea extreme, cum sunt pe Euro Truck, am văzut și pentru American Truck, dar sunt destul de bine lucrate. Acum... totul depinde doar de voi, că dacă nu o să strângă like-uri, nu o să strângă vizualizări, evident că nu o să-l mai postez, nu o să mai filmăm. Până la urmă, dacă o să joc, o să jucăm așa off-camera între noi. Nou fără un sfert, ușor, ușor cam s-a dus soarele. Mai țin puțin faza scurtă, dar cred că în 2-3 minuțele trebuie să pornesc faza lungă, că nu se mai vede nimic. Oricum mai am 95 de km până la destinație. Ne-am mișcat destul de bine, din punctul meu de vedere. Tu cât mai ai, Johnny? 118. 118, te-ai apropiat și tu. Că ai mers acolo la două benzi tare. Era cans. Ia, l-am pe unul cu cisternă în fața mea, dar merge destul de binișor omul. Acu a frânat. Haide mă, haide, accelerează și tu puțin. Are bordul ăsta așa galben, vintage. Fără LED-uri, fără nimic. Mă pune să urc dealuri și tirul ăsta e mort. Ce deal, mă? Sunt așa unele dealuri mici. Nu prea au fost, cine știe. Adică au fost, dar mici, așa, nu... nu de speriat. Aș vrea să-l depășesc pe ăsta, dar n-am unde. Mă ține în spatele lui de 50 de kilometri, cred că. Așa am fost și eu cu unul ăsta, cred că... n-am unde, că-s curbe multe. Și nici n-ai cum, că îmi se pare că e dublă. Acu accelerează când e drum mai drept, acu pune frână când e curbă. Aaa, uite câtă frână, haide bă! Îi dau flash-uri așa ca românul. Deja văd stegulețul, 50 de km până la destinație. Se vede finish-ul, băieți. Nu știu când o să apară Alaska în Truck Simulator. Ar trebui în vara asta, probabil. O să-i dăm o încercare. Este un alt fel de concept acolo, un alt concept în care stai, dormi, repari tirul. Acum, nu știu cât de bine o să fie optimizat și cât de bine o să stea de vedere grafic, fizic, nu știu ce să zic. Probabil o să le trebuiască ceva timp până să îmbunătățească jocul după ce îl scot, că probabil o să vină și cu ceva update-uri pe parcurs, dar conceptul așa în sine e destul de interesant, că vine cu alte chestii în plus față de cei de la SCS, față de Euro Truck și de American Truck.
Deci, o să-l încercăm când o să apară, asta e clar, vreau și eu să văd despre ce este vorba acolo. Dar, la prima vedere, așa, din câte m-am uitat peste el la o prezentare, pare că are unele minusuri. Pare că are unele minusuri. Și momentan Nu știu, nu... obișnuit cu Nu legalează. Are mulți ani în fața, e clar, problema. nu, clar. Eurotrack-ul și eu zic că e bine, e interesant așa, că m-am uitat, dar nu știu, nu, parcă nu e finisat, parcă mai are nevoie de finisaje. Sau poate prezentarea pe care au postat-o ei nu e o versiune finală, mă gândesc, poate mai urmează să mai adauge chestii pe parcurs, nu știu ce să zic. Am dat ce aglomerație aici. De față cu 9 km. garda am dat viteză. Și a luat amendă? A, nu, clar. Cât? 800. 8? 800, da. 800! Mamă, cea mai mare amendă posibilă. Tu ai claxonat, mă, în spate? Nu. Cine claxonează, mă, în joc? What? Trenul? Bă, dacă nu stau în coadă... Gata, semafor. Îți dai seama. Semafoare peste semafoare aici. În sfârșit s-a făcut verde. Bă, da, când e întuneric, chiar întuneric e în jocul ăsta. Mamă, ce coadă e, mă, caci. Și eu am stat acolo. Mai prind un semafor Ia după tine. uite-l mă ăsta cu cisterna face și el stânga mă. Păi, care erau șansele mă să facă și ăsta stânga unde fac eu? Uite l-am atins, 344 amendă, îți bat joc? Toa. Cum 344 mă dacă de-abia l-am șters? Toa, mi se pare exagerat. Dar care erau șansele, mă, să facă, dacă nu stau 100 și ceva de kilometri am de când stau în spatele lui și nu mai scap de el. Ia, se aude salvarea, pompierii, ce se aude? Ia, de unde vine? Nu am zis că acolo cedează trecerea storilor, că dau rage aici. Că ai prins toate semafoarele pe roșu tu. Clar. Dar ce, există verde în jocul ăsta? L-am prins pe verde pe primul. Bă, dar ăsta merge unde merg și eu, fii atent. E fix unde mă duc eu la. Ia, eu sunt curios unde se duce ăsta. Deci eu am ajuns lângă firma cu unde trebuie să descarc. Ia. Merge și el intră cu mine în firmă? Bă, e singura mașină, mă, nu mai există. Ia, unde se duce zăludul ăsta? Se duce în față el aici. Stai că a oprit la stop, ia. Doamne, 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 zici că... Să facem parcarea asta ușoară, băieți. Pentru că nu vreau să ne lungim. Pe live acolo am făcut parcările alea grele. Dacă vreți să vă uitați. Pe viitor o să mai facem și parcări grele ca să creștem mai repede în cum se cheamă, în XP. Fii atent că nu stă dreaptă remorca, mă, nu stă dreaptă, mă, ești nebun. Doamne ferește așa ceva. Eu fac mai greu. Nu mai fac că mă lungesc. Gata, las-o așa. Dă-i în față ca să oprim țiuitoarea. Excelent, super, super, super bine. Am luat 5600, mă, loc, cu amenziile pe care le-am mai încasat noi pe parcurs, cu ce a mai fost. Să trebuiască eu să iau o cursă, băieți, de aici, de la Cos Bay. Mă lasă și vocea, aoleu. Se vede că e ora 12 noaptea. Ok, 186 de kilometri, asta ar fi o cursă interesantă, doar că e cursă cam scurtuță, bă, băieți, bă, e jale. E jale.
Jale că ne dă curse destul de prostuțe. Uite, 326, asta ar fi... Și mergem în Salem. Bă, asta ar fi interesantă cursa asta, băieți. Eu o să opresc episodul aici și o să ne vedem data viitoare cu o nouă cursă, nu știu care, o să văd, o să mă interesez să văd care e cea mai bună. Lăsați acolo un like dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare, numai bine, pa, pa!